compara valori poate fi uneori dificil, dar le putem transforma în fracții, procente sau numere zecimale. Originea cuvintelor pe care le folosim în matematică ne poate spune multe despre aceasta. Procentul este o modalitate de exprimare a unui număr sub forma unei fracții cu numitorul 100. Un secol înseamnă 100 de ani și sunt 100 de cenți într-un euro. Un întreg înseamnă 100 de procente. Să ne raportăm la un euro. Un euro înseamnă 100 de cenți. 60 de cenți înseamnă 60 din 100 de cenți cât sunt într-un euro și este același lucru cu 60% dintr-un euro. Poate fi de asemenea scris ca fracție 60 de sutimi și simplificată cu 20 devine 3 cincimi sau se mai poate scrie ca număr zecimal, adică 0,6. Dacă prețul unui măr ar crește cu 20%, el va reprezenta 120% din prețul inițial. Dacă prețul s-ar micșora cu 20%, noul preț ar reprezenta 80% din prețul inițial. Cât la sută reprezintă 0,4 lei din prețul inițial de 2 lei? Răspunsul se poate afla pe baza unor pași simpli. Putem folosi oricare dintre aceste forme de scriere pentru a rezolva probleme. Pentru a lucra cu fracțiile, trebuie să cunoaștem regulile de calcul cu acestea. Adunarea fracțiilor este simplă. Trebuie doar să ne asigurăm că numitorii sunt aceiași. Dacă numitorii sunt diferiți, trebuie să căutăm un numitor comun. Ține minte că numărul cu care înmulțești numitorul trebuie înmulțit și cu numărătorul. Iată un exemplu. Cel mai mic numitor comun al acestor fracții este 12. Vom amplifica fiecare fracție cu câtul dintre numitorul comun și numitorul fracției. Scăderea fracțiilor este asemănătoare cu adunarea, doar că în acest caz, după aducerea la același numitor, se vor scădea numărătorii. Pentru a înmulți două fracții, vom înmulți numărătorii între ei și numitorii între ei. Pentru a împărți două fracții, vom înmulți prima fracție cu inversa celei de-a doua. Dacă prețurile bunurilor și serviciilor cresc, apare inflația, care se măsoară în procente. În timp, aceasta poate duce la creșteri uriașe de prețuri. Case din 1980, care valorau 40.000 de dolari, acum valorează peste 120.000 de dolari, o creștere de peste 200%. Primirea dobânzii de la depozite este una dintre metodele de a elimina inflația. Bănci și instituții imobiliare vor ca clienții să își depună banii la ele și să primească dobânzi în schimb. Dobânda simplă este o rată anuală de rentabilitate. Dacă investești 1.000 de lei la o rată de 5%, ai primi 50 de lei dobândă după primul an. Cum calculăm o creștere sau o scădere în procentaje? Am plătit 250 de lei pentru abonamentul meu la sală. Anul trecut era doar 200 de lei. Haide să vedem cum calculăm. Calculăm diferența. 250 minus 200 egal 50. Putem crea o fracție prin compararea ei cu prețul original. Diferența este 50 de lei. Costul original, 200 de lei. În final, putem converti într-un procent, înmulțind cu 100, ceea ce ne arată că această creștere a fost una de 25%. Uneori găsim reduceri cu 40% mai ieftin, numai 300 de lei. Super, dar cât de mult economisesc de fapt? Vei plăti 60%. Procentele sunt folositoare în atât de multe situații. Ne oferă posibilitatea realizării de comparații globale și ne ajută să luăm decizii informate. Sunt peste tot în lumea afacerilor și chiar stau la baza unor decizii guvernamentale. Haideți să le cunoaștem 100%.